mărturisesc că sunt text în Scriptură de care mă apropii cu fior și cu teamă, pentru că îmi dau seama că el îmi descoperă o realitate înfricoșătoare a lumii care ne înconjoară. Și Psalmul 14 este unul dintre acestea. Trebuie să-l citim și pe acesta și să vedem ce ne vorbește Domnul prin el. Psalmul 14 spune așa. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii. Fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la mulțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când se va întoarce Domnul, când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de războaie poporului său, Iacob se va veseli și Israel se va bucura. Amin. Vă rog să ocupați locul. Frați și surori, nu este nevoie să fii expert sau licențiat în psihologie comportamentală sau în sociologie ca să observi că lumea din jurul tău, lumea din jurul nostru, a luat o razna. Lumea în care trăim dă semne tot mai clare și tot mai frecvente că pare ca nebunit. Lucruri care până mai ieri, alaltă ieri, erau considerate normale și de bun simț, sunt astăzi blamate și aruncate la gunoiul istoriei și al societății, pretins moderne, pe motiv că sunt depășite, sunt retrograde și nu se mai pot potrivi cu stilul de viață al actualei generații de oameni. Pe de altă parte, lucruri care altădată erau considerate de neconceput din punct de vedere moral, scandaloase și izolate ca manifestare, se întâmplau undeva într-un colț de lume, condamnate pe bună dreptate de către majoritatea celor ce compuneau societatea, sunt astăzi acceptate ca făcând parte din ceea ce unii numesc libertate de exprimare sau de opinie. Se contestă din ce în ce mai puternic, observ, dreptul la viață a celor neputincioși, a celor bătrâni și bolnavi, pe motiv că s-ar consuma prea multe resurse pentru îngrijirea și menținerea lor în viață, resurse care ar putea fi folosite mai degrabă pentru susținerea celor activi, celor tineri și sănătoși, pentru investiții în instruirea lor, cu aceștia să devină în cel mai scurt timp capabili să aducă plus valoare societății, adică să producă mai mult decât consumă, că asta e ideea. Prin aceasta se introduce în mod subtil în mentalul colectiv ideea că societatea trebuie împărțită în două categorii de oameni. Cei de rang superior, capabili de muncă, care contribuie la dezvoltarea societății, și cei de rang inferior, care consumă resurse și nu contribuie nimic la progresul omenirii. În consecință, prea se justifică menținerea lor în viață. Într-un alt plan al discuției, nu spun nimic nou când amintesc că țara noastră, România, ocupă un loc fruntaș în ce privește avortul, pruncuciderea, pe motivul atât de des invocat al sărăciei,
și al faptului că părinții nu și-ar mai putea permite încă o gură de hrănit pe lângă celelalte pe care le au. Asta în situația în care nivelul de trai actual al românilor, nu vorbim despre americani, a crescut de cel puțin 10 ori față de cel al bunicilor noștri, care la rândul lor creșteau câți copii, credeți? Cam 10-12 copii. Faptul că avortul este o crimă în ochii lui Dumnezeu este respins din stat, a priori, ca argument cu atâta vehemență încât riști să fii linșat sau cel puțin să fii considerat un fanatic religios dacă cumva îndrăznești numai să insinuezi măcar că așa ceva este adevărat în spațiu public, dacă încerci să faci lucrul acesta. Credința în general și religia creștină în mod particular sunt atacate și denigrate zilnic cu o vehemență care n-a mai existat probabil de pe vremea începuturilor bisericii, în timpul prigoanelor din partea împăraților Romei. De exemplu, astăzi, sub pretextul că se dorește pe bună dreptate sau nu, să zicem că pe bună dreptate, scoatere la lumina abuzurilor comise de anumiți clerici, de tot felul de alte excese comise în sânul bisericii, biserica este atacată și denigrată de avalma, fără niciun fel de delimitare, inducându-se ideea că orice formă de religie este o formă de îndobitocire în masă, retrogradă, împotrivitoare descoperirilor științei și toxică pentru societate. În plus de aceasta, există statistici care atestă creștinii ca fiind cea mai prigonită comunitate religioasă la nivel planetar. Familia tradițională, formată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este contestată aproape la toate nivelurile societății și se încearcă prin răsputeri inducerea ideii că homosexualii au și dreptul legal și religios la recunoaștere oficială prin actul căsătoriei. De asemenea, se forțează prin toate mijloacele posibile adoptarea de către forurile legislative la nivel statal sau european sau chiar de la nivel mondial, dacă se poate, ba chiar să oblige și autoritățile bisericești să oficieze asemenea căsătorii între persoane de același sex. Și până la urmă, probabil că va exista o asemenea impunere legală. Peste toate acestea, unii ar spune chiar ca o reacție la ele, lumea musulmană, în reprezentanții ei cei mai radicali, pare să fi pornit un război cu Occidentul, pe care ei îl asociază, intenționat sau nu, conștient sau nu, cu creștinismul. Drept pentru care se simt îndreptățiți ei musulmani și datori în numele lui Allah și la porunca lui Mahomet în Coran, să-i pedepsească pe creștini și să aducă lumea la supunere prin islamizarea ei forțată, folosindu-se, observați, de toate mijloacele posibile, inclusiv de terorism. Încotro se îndreaptă lumea aceasta? Se întreabă din ce în ce mai mulți dintre semenii noștri. Și n-aș fi deloc surprins dacă întrebarea aceasta și-ar pune-o oamenii care n-au drept de a face cu Scriptura, necreștinii. Numai că, spre surprinderea mea, constat cu nedumerire că nedumerirea aceasta i-a cuprins și pe cei care se numesc creștini. Cum să fii creștin și să nu știi să răspunzi la întrebarea aceasta? Cum să fii creștin și să nu spui ce nu știi ce spun Scripturile creștine, cu toate că Scriptura spune clar. Să știi că zilele din urmă, vremurile, vor fi grele. Căci oamenii vor fi așa și așa și așa și așa, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar dăgăduindu-i puterea, zice Pavel, și Petru la rândul lui zice, înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori
plin de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este rugăduința venirii lui. Deci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Felul acesta de a trăi al oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu îl numește clar și fără niciun fel de menajament, nebunie. Fiindcă este o nebunie să trăiești ca și cum n-ar exista o autoritate deasupra celei omenești. Și înaintea căreia vom da socoteală fiecare dintre noi, felul în care am ales să ne trăim viața. Este o nebunie să crezi că după viața aceasta nu mai există nimic și că totul se sfârșește odată cu moartea. Este o nebunie să-ți închipui că poți să-ți permiți să trăiești cum vrei, să consumi aerul, apa și hrana pe care le-a creat Dumnezeu și în același timp să-L ignori pe Dumnezeu, ori chiar să-L batjocorești pe față, pe El care îți dă apă, aer și mâncare. Este o nebunie și totuși pământul începe să se umple din ce în ce mai mult cu astfel de nebuni. Așa încât ei, nebunii, în cel mai scurt timp, cred că vor fi considerați normali și noi, normalii, vom fi considerați nebuni. Și despre această formă de nebunie vorbea David când, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie acest psalm. Vreme în care nebunii aceștia încă erau minoritari, spre deosebire de vremurile noastre. Și am numit mesajul din această seară, împrumutând oarecum titlul cunoscutului teolog Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei. Sau, altfel spus, consecințele străinării omului de Dumnezeu. Ce este nebunia aceasta? Care sunt semnele nebuniei despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu? Știți foarte bine că noi discutăm aici de nebunie ca afecțiune psihică, ca boală mentală, care poate fi tratată de medic. Nu despre asta este vorba. Discutăm exact despre ceea ce spune David aici, anume nebunia spirituală. Necredință care începe cu necredință și se sfârșește pe apoi cu nemântuirea. Primul semn al nebuniei este necredința, zice David. Pentru că nebunul zice înainte de toate inima lui, nu este Dumnezeu. Necredința. Ne spune clar Cuvântul lui Dumnezeu este prima și principala cauză a nebuniei spirituale a unui om, indiferent cine a fi omul acela. Bine, bine vor spune unii, dar conform statisticilor oficiale, rezultate în urma unor sondaje și a recensământelor care s-au făcut și în țara noastră, de exemplu, nu rezultă nici de cum că România, în România exista atât de mulți necredincioși. În așa fel încât să constituie o problemă și să susțină teoria despre predominația necredinței. Și într-adevăr, conform sondajelor făcute, de exemplu, la nivel internațional cu 57 de țări, între care și România, la nivel global, 59% dintre respondenți se declară religioși, 23% nereligioși și 13% atei convinși. Cei care se declară nereligioși, însă nu sunt persoane care nu cred neapărat în existența lui Dumnezeu, ci persoane care nu se autodefinesc ca fiind religioase. Deci nu merg la biserică sau, mă rog, oriunde ar trebui să meargă un om care se consideră religios. În privința nivelului de trai, oamenii săraci sunt cu 17% mai religioși decât persoanele din categorii cu venituri ridicate. Cu alte cuvinte, există o corelație inversă, spune studiul, între nivelul de trai și credință.
persoană este mai bogată material, cu atât nivelul de religiozitate, cum credeți că este? Mai scăzut. Care sunt țările cu cei mai mulți atei din lume? Primele 10 ar fi, în ordinea aceasta, China, 47% din populație se declară atee, Japonia 31%, Cehia 30%, Franța 29%, Coreea de Sud 15%, Germania 15%, Olanda 14%, Austria 10%, Islanda 10%, Australia 10% și Irlanda 10%. Cele mai religioase țări din lume, primele 10 ar fi Ghana, pe primul loc, 96% din populația țării se declară religioasă, Nigeria 93%, Armenia 92%, Fiji 92%, Macedonia 90%, România 89%, Irak 88%, Kenya 88% și așa mai departe. În contrast, în China, doar 14% din populația țării se declară religioase. România, pe locul 6 dintre cele 57 de țări examinate în ce privește religiozitatea. Bun, și dacă este să ne luăm după statistici, așa, atunci vom concluziona că lumea, în mare ei majoritate, nu este necredincioasă sau atee, da? Cu atât mai puțin România, unde se declară 89% dintre ei credincioși. Deci nu ar trebui să fim îngrijorați din acest punct de vedere, dacă e să ne luăm după statistici vorbesc. Numai că eu și dumneavoastră ar trebui să faceți la fel. În calitate de creștin și de om care citesc și cred cu tărie ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și cred necondiționat ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, eu nu modelez credința și mărturisirea după sondajele oamenilor, ci după ceea ce îmi descoperă mie Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și Scriptura îmi descoperă cât se poate de clar că indiferent de ceea ce spun oamenii din vârful buzelor lor, credința unui om nu se măsoară după vorbe, ci după felul în care își trăiește în realitate viața. Amin? Amin. Adică după valorile și principiile care îi guvernează această viață. Fiindcă nu degeaba spune foarte clar și categoric Domnul nostru Iisus Hristos că pomul bun nu poate să facă roade rele, și pomul rău nu poate să facă roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Adică, la urmă adaugă Domnul, nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Așa că sondajele nu au nicio relevanță. Scriptura și Domnul nostru Iisus Hristos ne spune foarte clar și categoric că cei care umblă pe calea credinței, cum sunt? Pe o cale îngustă. Și sunt puțini. Și cei care merg spre pierzare, pe cale necredinței, indiferent ce ar spune ei din gură, sunt majoritari. Să îndreaptă spre pierzare. Cu alte cuvinte, nebunul care zice în inima lui nu este Dumnezeu, nu este neapărat omul care o și declară cu gura. Fiindcă de la convingerea aceasta din inimă, observați, nebunul care zice în inima lui, da? De la convingerea aceasta din inimă și până la declarația cu gura, s-ar putea să intervină câțiva factori de presiune. Din cauza mediului în care trăiești, din cauza familiei, culturii și așa mai departe. Și tu vrei să spui că tu de fapt nu crezi. Când de fapt n-ai crezut niciodată. Nebunul care zice în inima lui nu este Dumnezeu, este fiecare om care își trăiește viața uitând sau neținând cont de faptul că Dumnezeu îi cunoaște până și fiecare fir de păr din cap. Și că va exista o zi în care va sta înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu, a Creatorului Cerului și al Pământului, și va trebui să răspundă la întrebarea
De ce ai nesocotit soluția mea pentru păcatul tău? De ce l-ai nesocotit pe fiul meu și sângele lui care ți-ar fi putut curăța haina tău, sufletului tău, ca să poți să fii iertat? Și intuiesc că răspunsul lor va fi o tăcere lungă și un regret amar, dar târziu și zadarnic. Și din această cauză, necredința unui om este pur și simplu o nebunie. Nebunie. Necredința este nebunie. Un alt semn al nebuniei spirituale, al înstrăinării omului de Dumnezeu, este necurăția faptelor lui. Necurăția vieții lui. Zice mai departe David, s-au stricat oamenii. Fac fapte urâte. Nu este nici unul care să facă binele. Acum sunt convins că din nou și în această privință vor fi mulți care vor avea de obiectat, fiindcă vor zice nu poate fi adevărat că toți oamenii necredincioși sau, mă rog, care nu sunt atât de religioși fac doar fapte urâte. Și că nu este niciunul care să facă binele. Sigur că dacă privim lucrurile din această perspectivă omenească, pământească, există suficienți oameni necredincioși sau nereligioși, să le zicem, care pot fi socotiți după standardele omenești ca fiind oameni generoși, cumpătați, amabili, înțelepți, unii capabili de gesturi demne de luat. Ca exemplu, de exemplu, am putea să ne gândim la aceasta. Domnul însuși recunoștea această realitate când spunea că în unele privințe fiii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Da? Și vă aduceți aminte despre ce vorbea Domnul în Luca 16. Numai că faptele acestea urâte ale oamenilor despre care pomenește aici cuvântul lui Dumnezeu nu sunt catalogate și nu sunt măsurate de Dumnezeu după standardele noastre omenești, ci după cele ale împărăției sale, după cele ale împărăției lui Dumnezeu. Și după standardul împărăției lui Dumnezeu, în capul listei negre cu fapte urâte, stă chiar atitudinea aceasta de nepăsare a omului față de Hristos, față de lucrarea sa și față de chemarea Domnului la te pocăi de păcate. Faptele urâte ale oamenilor despre care vorbește și le condamnă cuvântul lui Dumnezeu nu sunt doar cele foarte vizibile și șocante, precum uciderea sau violul sau hoția sau corupția și în general cele care sunt condamnate și de către instanțele de judecată ale oamenilor. Faptele urâte ale tuturor oamenilor, spune Domnul, sunt și cele pe care le tolerează societatea și pe care le consideră uneori ca fiind inofensive atâta vreme cât ele nu afectează ordinea de drept a societății. De exemplu, Domnul nostru Iisus Hristos, când vorbea despre lucrurile acestea, El spune așa, în Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21, de exemplu, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și uciderea condamnată de societate și de instanțele de judecată omenești. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului gehenei. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, și bănesc că e valabil și pentru femei în cazul bărbaților, a și prea curvit cu ea în inima lui. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun
că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintelor tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaun de domnie al Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marului Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Bun. Deci, dacă acestea și acestea sunt standardele împărăției lui Dumnezeu, faptele urâte ale oamenilor despre care vorbește cuvântul sunt toate acele comportamente, atitudini și principii de viețuire care nu sunt conforme cu aceste standarde. Și standardul împărăției lui Dumnezeu este cu nici o frântură mai prejos decât perfecțiunea. Vrea cineva să trăiască prin propriile puteri după aceste standarde, nesocotind sau negând că are nevoie de Hristos pentru asta, n-are decât să încerce, să văd dacă reușește. Fiindcă Domnul însuși le spune ucenicilor în mod clar și categoric: voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Pentru că nu poți să pătrunzi sau să faci parte din Împărăția lui Dumnezeu până când nu îndeplinești standardele pe care le cere. Vrea cineva să trăiască prin propriile puteri, fără Hristos, după aceste standarde? Spunea, să încerce, să văd dacă reușește. Cum poți fi desăvârșit precum Tatăl din Cerul fără Hristos? Poți? N-ai cum. Cum poate cineva să împlinească acest standard de neprihănire în afara neprihănire pe care o poate da numai credința în Hristos? Așa că a nesocoti pe Hristos și oferta Lui de a ne spăla în sângele Sfânt și a ne oferi neprihănirea Lui prin credința în El este singurul mod prin care putem să îndeplinim cerințele Tatălui nostru care este în Cerul. Slăvit să fie Domnul, că noi suntem dintre aceia care ne-am predat viețile în mâinile Domnului. Și prin felul în care Hristos, Domnul, a lucrat în viața noastră și Duhul Său lucrează în noi, noi suntem săpătiți în așa fel încât Tatăl ne vede ca și neprihăniți. Slăvit să fie Dumnezeu. Un al treilea semn al nebuniei spirituale, cum spune aici cuvântul, este nepriceperea. Zice versetul 2 că Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere. Ma, bineînțeles că având în vedere subiectul pus în discuție aici de David, adică raportarea omului la Dumnezeu, da? Priceperea sau nepriceperea unui om are în vedere acest aspect al înțelegerii stării spirituale în care te afli la un moment dat, în care se găsește un om la un moment dat, dar și a vremurilor în care el trăiește, a evenimentelor care se petrec în jurul său și, în consecință, în felul, la felul în care omul în cauză ia măsurile potrivite pentru aceasta, înțelegând în ce situație se află. Cu alte cuvinte, noi nu discutăm aici despre o nepricepere a cuiva în vreun domeniu ce ține de vreo specializare, de vreo meserie anume, sau artă, sau oriceva, orice altceva de genul acesta. Priceperea despre care vorbește aici cuvântul are în vedere căutarea lui Dumnezeu și a căii care ne duce la Dumnezeu. În această privință, toți oamenii, fără nicio excepție, lăsați în voia minților, sunt pur și simplu nepricepuți. Total falimentar din acest punct de vedere. Starea lor spirituală este una singură și este comună tuturor. Sunt ignoranți, nepricepuți. Sigur că nici acest aspect nu a scăpat de-a lungul vremurilor de critică
care refuză să considere calea creștină sau creștinismul și implicit pe Hristos ca fiind singura cale care duce la Tatăl, ca fiind adevărată. Nu poate fi adevărat, spun ei, cu indignare, ba chiar spun despre noi că dăm dovadă de o cruntă aroganță când susținem așa ceva, că mântuirea să fie rezervată de Dumnezeu doar credincioșilor în Hristos. Așa ceva nu poate fi adevărat, spun oamenii. De exemplu, întreabă ei ce s-a întâmplat de-a lungul viacurilor cu toți cei care au murit fără să aibă conștiință de Dumnezeul cel adevărat și de revelația cuvântului Său. Și ce se va întâmpla cu toți ceilalți născuți și crescuți departe de influența Evangheliei. Acum, sigur că aceste întrebări ar trebui să ne frământe și pe noi și să încercăm să dăm răspuns la ele. Însă, oricât de pertinente ar putea fi aceste întrebări și oricât de mult eu însumi mi-am bătut capul cu ele și vă mărturisesc că am citit tot ce am putut să citesc pe subiectul acesta, concluzia mea este una singură. În ce mă privește, eu nu pot să-mi arog dreptul de a spune altceva decât ceea ce îmi spune mie Dumnezeu în cuvântul Lui. Și Dumnezeu în cuvântul Lui îmi spune așa. Roman, capitolul 2, versetul 12 și 13. Toți cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege. Și toți cei care au păcătuit având lege, vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce au avut legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Amin. Amin. Și întrebarea imediată care trebuie să-mi străpungă și ochii, și urechile, și mintea, și inima, este aceasta. Cum este posibil să împlinesc eu legea aceasta? Pentru că așa spune aici. Cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Și răspunsul nu-l vei găsi nici în priceperea ta, nici în imaginația ta, pentru că răspunsul este unul singur și a fost dat deja. În Hristos o poți împlini. Amin. Amin. În Hristos. Astfel suntem nevoiți să ascultăm ce a spus Apostolul. Că neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua, zice Pavel, când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Amin. Ăsta este răspunsul Scripturii. Eu personal nu pot să-mi arog dreptul de a inventa altceva, de a scorni altă teorie. Nu pot să fac o altă teologie decât cea bazată pe cuvânt. Și cuvântul este acesta. Hristos va judeca lumea după Evanghelie. Amin. Amin. În al patrulea rând, nebunia aceasta spirituală despre care vorbește Scriptura îi reclamă și netrebnicia lui. Zice versetul 3 că toți s-au rătăcit și toți s-au dovedit niște netrebnici. Ce este un netrebnic? Un om care nu e bun de nimic, da? Nefolositor, inutil, nedemn, netrebuincios, neutil, netrebnic. Bun, dar față de cine este oare omul netrebnic? Adică nefolositor, inutil și nedemn și așa mai departe. Cu siguranță că obiectul raportării este Dumnezeu însuși. Omul fără credință în Dumnezeu. Omul înstrăinat de Dumnezeu.
Omul nesupus lui Dumnezeu, omul nepăsător față de Dumnezeu, este un netrebnic. Este un om neutil scopurilor împărăției lui Dumnezeu. Ce să facă Dumnezeu în asemenea om? Bun. Dar am putea oare să afirmăm totuși că unii oameni îi sunt de trebuință lui Dumnezeu? Adică în sensul că Dumnezeu are nevoie de unii dintre noi și că nu poate să-și trăiască existența fără noi și că s-ar simți oarecum neîmplinit fără noi, orică nu poate să-și ducă la îndeplinire scopurile și planurile sale fără noi. Ce credeți? Dacă cunoaștem și credem adevărul despre Dumnezeu, răspunsul la asemenea întrebare nu poate fi decât unul singur. Nu. Dumnezeu nu are trebuință de nimeni. Dumnezeu nu are nevoie, nu depinde și nu-și trăiește existența prin noi. Fiindcă una din însușirile dumnezeirii sale este atot suficiența sa. Adică faptul că existența lui Dumnezeu nu depinde și de nimeni și de nimic în afara ființei sale. Triunice. Tatăl, Fiul și Dumnezeu. În consecință, noi nu putem afirma nici măcar că Iisus Hristos este dependent de biserica sa. În calitate de cap al bisericii. Și măcar asta nu putem să spunem. Dacă așa ceva ar fi adevărat, asta însemna că înaintea creației, Dumnezeu era incomplet fără noi. Corect? Și neîmplinit. Și asta însemna că nu era perfect. Și doar aducerea noastră în existență l-ar fi făcut fericit și împlinit, ceea ce este o aberație. Nu putem să susținem așa ceva. Singurul mod corect în care omul se poate raporta la Dumnezeu din perspectiva relației creator-creatură, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt ideile noastre, este cel pe care îl dezvăluie Domnul nostru Iisus Hristos. Știți cum spune el, de exemplu, în Luca, capitolul 17, începând cu versetul 7 până la 10. El spune acolo, ca o pildă, zice, cine dintre voi, dacă are un rob, care are sau paște oile, îi va zice că vine de la câmp, vină odată și șez la masă. Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinde-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ceea ce era dator să facem. Amin? Amin? Cam asta este relația între creator și creatură, dintr-un anumit punct de vedere. Acum, dacă așa se pune problema, în mod firesc se ridică automat întrebarea și atunci cum rămâne cu statutul nostru de copii de Dumnezeu? Cum rămâne cu faptul că noi suntem numiți de Scriptură moștenitori ai împărăției sau fii lui Dumnezeu. Și chiar oameni chemați de El să fim de folos în fereselor împărăției, după cum se exprimă Pavel, împreună lucrător cu Dumnezeu. Cum se împacă toate lucrurile acestea? Și răspunsul corect și biblic la o astfel de întrebare este unul singur. Harul lui Dumnezeu. Îngăduința lui Dumnezeu față de noi. Toată îngăduința lui Dumnezeu și toată generozitatea și toată dragostea lui se pot exprima într-un singur cuvânt care să le cuprindă pe toate. Har. Harul lui Dumnezeu. Poate că cea mai bună explicație acestui paradox al relației dintre statutul de om netrebnic și felul în care Dumnezeu îl ridică la înălțimea chemării pe care o face, este cea pe care o dă Apostolul Pavel atunci când el vorbește despre sine. El zice așa în 1 Corinteni, cap.
capitolul 15, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte zice, sunt un netrebnic, un om de nimic în ochii lui Dumnezeu. Și apoi adaugă, prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, care este în mine. Deci netrebnicia aceasta este adevărat privire între felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu, Creatorul nostru. Însă Harul lui Dumnezeu face din noi mult mai mult decât am putea să ne închipim mai vreodată. Slăviți să fie numele Lui pentru Amin. Și în cele din urmă, ca și o ultimă consecință a nebuniei spirituale a omului, dar și cea mai gravă dintre toate acestea, pentru că are consecințe grave și veșnice, este nemântuirea. Versetul 4 la 6 spune, și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea de mănâncă pe poporul meu, mănâncă pâine și nu chiar pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se vor arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. Amin. Când Dumnezeu se va arăta în mijlocul neamului neprihănit, cine este acest neam de neprihănit? Copiii lui Dumnezeu sunt neamul de neprihănit. Când Dumnezeu se va arăta în mijlocul neamului neprihănit, acelor răscumpărați prin sângele Mielului Dumnezeu, atunci nebunul își va înțelege în sfârșit și pe deplin starea lui de nebunie și cât de departe de adevăr și-a trăit viața. Atunci va înțelege cât de mare și cât de amar este prețul nebuniei sale. Adică starea lui actuală de răzvrătire și de încăpățânare în care a ales să-și trăiască viața lui pământească. Spune cuvântul că ei vor tremura atunci de spaimă, fiindcă atunci li se va destrăma într-o clipă toată mândria și toată aroganța lor. Și toată nesăguința lor se va topi în deznădejde și în disperare. Numai că spaima aceea de care vor avea parte atunci nu le va mai aduce nimic bun. Ar fi fost bine dacă spaima îi cuprindea că trăiau încă pe pământul acesta ca să-și înțeleagă starea gravă în care se afla. Atunci nu îi va mai ajuta la nimic. Spaima le-a fost de folos aici pe pământ, în această viață, dacă spaima de păcat și de judecată lui Dumnezeu i-ar fi împins la pocăință și ar fi abandonat în brațele pline de dragostea de Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să vi se fie numele Lui. Acum știu că mulți se întreabă dacă nu cumva felul acesta de a prezenta lucrurile nu este prea pesimist. Este cumva exagerat. Și oarecum înspăimântător pentru lume. Și mai ales că și așa sunt destule motive de îngrijorare în jurul nostru, n-ar trebui să ne adăugăm și noi astfel de mesaje pe care să le trâmbițăm în urechile oamenilor. Este adevărat că Dumnezeu nu ne cheamă că atunci când predicăm Evanghelia să zugrăvim viitorul acestei lumi doar în culori întunecate. Să invocăm în continuu doar judecata lui Dumnezeu și să arătăm cu degetul ca și cum noi am fi cei care au judecat lumea. Nu, la asta ne cheamă Dumnezeu. Cred cu tărie în datoria oricărui creștin de a răspândi pretutindeni mireasma dragostei, a bunătății, a milei, a îngăduinței și a îndelungii răbdării pe care avem parte și noi prin mila lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Și cu toate acestea, a nu pomeni deloc, a evita într-un mod constant, ori a minimaliza adevărul despre starea actuală a omenirii, despre nebunia în care trăiesc o bună parte din semenii noștri, ar însemna să prezentăm lumii în mijlocul căreia suntem trimiși cu mandat din partea Domnului nostru Iisus.
doar o jumătate de Evanghelie, aceea care nu ofensează și care nu provoacă la cercetare și la pocăință. Și nu cred că acesta este, acest lucru este pe placul lui Dumnezeu. În cazul acesta am avea o problemă și încă una foarte serioasă cu Domnul, ceea ce am credințat El drept slujbă, pentru că Evanghelia este Evanghelie doar în măsura în care nu este amestecată cu învățătura omenească și doar în măsura în care este întreagă. Pe de o parte, îi se vestește dragostea lui Dumnezeu și harul său nemăsurate. Pe de altă parte, îi se descoperă starea nenorocită în care se găsește omul nemântuit și îndemnul din partea lui Dumnezeu la cercetare, la pocăință și la credința în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. De aceea este o nebunie să respingi cuvântul lui Dumnezeu. Este o nebunie să respingi Evanghelia. Este o nebunie să refuzi harul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu îl numește nebun pe omul care se îndepărtează și se înstrăinează de Dumnezeu, Creatorul Său și Mântuitorul Său. Și totuși lumea aceasta preferă să elogieze nebunia. Și pe măsură ce trece timpul, nebunii umplu pământul. Această formă de nebunie este caracteristică tot mai multor oameni. Și oamenii aleargă cu toată viteza lor, ca și cum ar avea ochelari de cal, spre propria pierzare. Pentru că nebunia le-a întunecat mintea și inima. Și sunt necredincioși și fac fapte urâte și sunt nepricepuți cu privire la calea de mântuire și sunt niște netrebnici cu unde nimic în ochii lui Dumnezeu și în final vor constata cu amar că sunt nemântuiți. Domnul să aibă milă de ei, iar de noi să se îngrijească în așa fel încât să știm să trăim în mijlocul